Embarcațiunea în care se aflau bărbatul de 32 de ani și copilul a fost văzută de un localnic, răsturnată și dusă de curenți pe Dunăre. Echipaje ale pompierilor și ale SMURD s-au deplasat de urgență la fața locului. În jurul orei 9 fără un sfert seara am fost anunțați de producerea unui eveniment pe fluviul Dunărea, în dreptul kilometrului 301, dacă nu mă înșel, o embarcațiune în care se găseau două persoane, un adult și un copil. În momentul ajungerii la locul intervenției au fost foarte puține informații. A acționat de către pompieri de pe mal cu lanterne atunci când s-a lăsat întunericul. Din păcate însă, întunericul și curenții puternici nu le-au permis scafandrilor să-i găsească pe cei doi. Este o operație dificilă, întrucât locul nu este accesibil nici bărcilor pneumatice de care dispunem noi și nici scafandrilor, întrucât, din cauza nivelului crescut al Dunării, sunt arbuști, sunt rădăcini, e foarte foarte greu de ajuns și cu atât mai mult cu cât nu se știe locul în care s-a produs eveniment. Căutările continuă, dar scafandrii spun că din cauza curenților este posibil să treacă mai multe zile până când cei doi dispăruți să fie găsiți.